O conferință axată pe atacurile împotriva creștinilor din Țara Sfântă, intitulată De ce unii evrei scuipă pe neamuri, a fost promovată și organizată de Centrul pentru Studiul Relațiilor dintre Evrei, Creștini și Musulmani de la Universitatea Deschisă din Israel. Discuția s-a axat nu doar pe escaladarea atacurilor împotriva creștinilor din Orașul Sfânt din ultimile luni, ci și pe motivele sociale și religioase ale unui fenomen care, din păcate, este în creștere. Practica de a scuipa pe o persoană pentru a o disprețui ca și cum s-ar îndepărta de impuritatea acesteia este un lucru pe care îl găsim deja în povestiri foarte vechi. Chiar și în cadrul povestirii patimilor găsim oameni care îl scuipă pe Iisus în timpul procesului evreiesc, dar și soldați romani care îl scuipă pe Iisus și spun: iată, bucură-te, regele evreilor. Jesus, îi dicono, ecco, salve, re dei Giudei. So the thing that interested us mostly was the fact. Cel mai mult ne-a interesat faptul că există un contrast între disputa privind scuipatul în Europa. Cu mulți ani în urmă, unde evreii erau o mică minoritate, acesta era un fel de apărare, un fel de a arăta un anumit curaj față de actul de umilință pe care îl sufereau. Ceea ce ne-a interesat este inversarea a ceea ce s-a întâmplat aici în Israel și se întâmplă aici în fiecare zi, că evreii, care sunt cea mai puternică parte a populației, sunt cei care comit, de fapt, această acțiune. That the Jews, who are the strongest part of the population, are the ones who are actually perpetrating these actions. It begins as a Jewish act of defiance. A început ca un act evreiesc de apărare, apoi a fost internalizat în narațiunea creștină și reverberat în sursele evreiești, un fenomen care este un element constant în dialogul interreligios. That this act is a part of. Profesorul Yair Furstenberga a dorit să explice din punct de vedere teologic cum descuipatul asupra neamurilor este împotriva legii iudaice. Legea evrească este un principiu, un ghid pentru toți evreii ortodoxi. Cunoștințele noastre ne fac să ne dăm seama că ceea ce fac ei nu este nici măcar aproape de legea iudaică. Este contrar tendinței generale a legii iudaice. Știind că acești oameni acționează din motivație proprie, din neînțelegere, ne oferă nouă, oricui dorește, posibilitatea de a crea un mediu pașnic. Misunderstanding gives us and whoever wants to create here a peaceful environment. Un fenomen în creștere, potrivit datelor prezentate de cercetătorii evrei, care sunt și promotorii unei linii telefonice dedicate colectării plângerilor de la victimele creștine. Am început cu voluntarii mei. Acum am 70. Se poate raporta un caz în 10 limbi. Ne lipsește încă limba etiopiană, dar se poate raporta în rusă, ucraineană, greacă, italiană, spaniolă, franceză. Doar scrieți detaliile. La sfârșitul fiecărei luni vom depune un dosar. Când am început, aveam 5. În timp ce noi stăm aici, am primit unul. Deci funcționează. Dar tocmai acești creștini sunt primii care trebuie să dea un exemplu bun. Când c'è qualcuno che ci... Atunci când există cineva care ne persecută, cineva care ne disprețuiește, cineva care ne scuipă, suntem chemați la persoana întâi, să arătăm iubirea pe care o avem și pentru acele persoane. Iisus a spus: ați auzit că s-a spus să iubești pe aproapele tău și să urăști pe dușmanii tăi. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, rugați-vă pentru cei care vă prigonesc. Suntem chemați să dăm exemplul unei iubiri care nu are limite, care merge mult dincolo de disprețul pe care îl putem suferi.